Wow! V-ați întors! Stai așa, stop. Aveam vreo discuție care se întâmpla în Super Mario 3? Nu. Wow! Wow! Bine v-ați întors! Wow, știu că știm că vă era dor de noi. N-am păcat că... mushroom, pentru că le-ai luat tu pe toate. Da. Scuze că știu să fac ceva. Cum au fost aceste zile pentru tine? Ce ai mai făcut? Totul a fost bine? Totul... Da, totul a fost foarte ok. Azi a fost ziua mătușii mele, la mulți ani, by the way. Și... Yay, să punem un efect de zi de naștere. Wow, da. Baloane! Confeti, pum! Așa, și am mers la un restaurant și acolo ne-am luat chestii de mâncare, of course. Și inițial eu mi-am luat pui Shanghai, care de fapt nu era pui Shanghai, era pui normal, cu niște sosuri și fucking o grămadă de legume și... Stai, care e diferența între pui normal și pui Shanghai? Că nici azi n-am fost sigur. Pui Shanghai e pui, doar că e... cum dracu să zic, cu pesmet. Oh, ok. Da. De fapt, nu, nici măcar cu pe... nu știu cum să-i zic. E cu ou făcut. Ah. Da. Și... Mă rog, era cu legume mexicane și orez și chestii de genul, da? Doar că era o farfurie de-aia foarte mare și doar un sfert era plină. Și îți dai seama că nu m-am săturat din atâta. Și... E ca și atunci la CBC când m-am dus să iau spaghete și era foarte puțin. Ah. Și David a fost ceva de genul, hai să luăm și niște quesadillas? Da, chestia aia. Și am zis, ok, o să luăm și chestia asta. Și erau gen 4 porții felii, nu știu, pe o farfurie, am luat 2, erau 8 în total. Și așa că iau și 2 de alea, Maia și Ana, una, nu poate să o mănânce, o iau și pe a ei. După aia am mai luat de la toată lumea câte ceva și până la urmă am mâncat vreo 4 porții. Am luat ceva de la tot. Tu ești tipul ăla, ha? Da, și nu era pur și simplu, dar ceilalți nu mai puteau să mănânce. Și am terminat tot ce aveau ei. Riperină. Și într-un final cred că am mâncat vreo 5 sau 6 chestii diferite. Cream că s-a întâmplat ceva ciudat. Da, pentru că eu de obicei nu mănânc mai nimic toată ziua. Ești fată de aia care... Nu, dar stau pe calculator și nu simt nevoia de foame. Uneori mai simt sete, dar foame niciodată. Păi? Păi ce? Ești mai retardat decât credeam. Care îți place mai mult, ăsta sau Donkey Kong Country? Băi, după nivelul ăla cu mineritul, nu știu ce să zic. Vreau să spun că... Donkey Kong... De ce? Pentru că... Argumentează în 300 de pentru... cuvinte. Asta voiam să zic, dar știi tot, mă întreb. Fucking pentru... Pentru că acolo se continuă nivelul de unde a rămas celălalt și nu e tot nivelul pe căca cuiva. E vrei în stânga, e în stânga. Vrei să-l fac pe ăla cu corabia?
Ăla e ăla pe care... A. Te referi că nu vrei să-l faci? What? Te referi? Deci... Da, mă refer că nu vreau să-l fac. Pentru că mai avem choices. În ce sens? În sensul că nu prea mai avem choices, este ultimul nivel din lume. Și de asta, mor mult prea repede, e un joc prea greu pentru mine. Ești ultima speță de om. Ah, hai să iau niște power-up-uri. Nu! No! Ah, ok. Credeam că e ăla cu cărțile. De ce faci așa? E, mi-a trimis un prieten o poză. Ce poză? Păi nu prea poți să o înțelegi pentru că tu nu știi nimic de LOL. Gen echipe și chestii de genul. Dar poate vrea audiența să știe. De ce râdeai? Trimite-mi poza aia, să o pot pune pe ecran. Ok, o să-ți trimit poza aia să o poți pune pe ecran. Fucking hell! Ah! Cred că mi-a trimis cineva mesaj. Da, eu ți-am trimis mesaj. Oh shit! Am uitat complet de asta. Wow. Și mai zici de mine că sunt retardat. Da, chiar de la partea asta ți-am zis. Mai ții minte ce vrei? Da! Da. Mi-e dor de vremurile alea. Lucrurile erau mult mai simple. Erau exact la fel. Vrei să-ți explic, după ce vezi poza, vrei să-ți explic gluma sau? Ah, bine. Adică a trecut deja destul timp încât să vadă toată lumea poza. Ok. Da? Stai așa. Da, aștept. Să vedem. Ce-a trimis fratele? Ok, explică. A, ai văzut-o deja, da. Gata? Deci... LOL-ul știi că are e-sports and shit, da? Da. Funcționează într-un fel ca la fotbal. Fiecare... sunt 16 echipe și fiecare echipă e pusă într-o grupă de 4. Sau 5, stai. Ah, oh, fuck, am uitat complet. Stai. E cu dificultăți tehnice și chestii. Ce? Păi am uitat care era gen... numărul de... câte echipe erau. Pick'em. Well? Timpul să-l așteptăm pe Mihai. Stai, o să zic... ce? Să-l așteptăm pe Mihai. O să zic... Wow, ai folosit alea! Prima dată când am jucat, mereu ziceam, folosește-le și uitai. Venea nivelul, uitai să folosești. Da, și acum când am folosit din greșeală. Ăsta da, character development. Au trecut aproape 2 ani. Holy shit. Wow. Du-te înapoi. Stai așa. Da, mai greșesc mult butoanele. Mă bucur că mi-ai amintit. Cu toată plăcerea. 1. Cream cu să așa, mergi. Deci, ne-am întors cu explicația. Da, sunt 16 echipe cu 4 în fiecare grupă și TSM este echipă din America de Nord și America de Nord e cunoscută ca fiind cea mai proastă regiune, da. Fuck! Da. Cea mai proastă regiune din LOL. Da. Și... doar pentru faptul că e toxică sau?
Nu, pur și simplu, joacă sub subpar. Gen, să zicem că tu pici, nu știu, Silver 5 pe EUNE, da? Da. În pe NA ai fi vreo Gold 3 sau ceva de genul. Oh. Da. Deci acolo, pur și simplu, știi că trebuie să te duci la Nexus, turete, dai acolo, rup, știi? Da. E, mi-am făcut și eu un cont de NA să văd cum e. Bă, acolo la nivelul 10, ei nu știau că trebuie să dea în turete. Ei pur și simplu mergeau la echipa inimică și dădeau deci unii m-aș alții. Integra bine? Nici măcar, nu, și tu ai zice că sunt ultimii oameni. Și, așa, și în fiecare, toată treaba asta cu LCS-ul și așa e împărțită în mai multe sezoane, gen... Da, du-te în stânga. Da, m-am dus. Gen Summer Split, Winter Split, da, chestii da. De gen. Și... Holy fuck. Băi. Și? Acum, în noiembrie, la final de sezon, se joacă din toate regiunile mai multe echipe. Da. Gen alea de pe 1 și 2, care au fost în Summer și în Summer Split, din fiecare regiune, joacă la o chestie care se cheamă Worlds. Și... Riot organizează un fel de poll și te pune să alegi cam ce crezi tu că va câștiga Worlds. Și poți să alegi cam în ce ordine o să pice în grupe echipele, știi? Da. Și de asta zice acolo False Hopes, pentru că i-a pus pe primii pe aia din TSM care sunt din NA. E foarte amuzant dacă știi despre ce e vorba. Jesus. În episodul următor. Ah, fuck.